Bine, te-am regăsit la o nouă activitate de învățare. Astăzi vom acorda mai multă atenție figurilor de stil. Vom vorbi în mod deosebit de personificare. Îți propun să rămânem încă pe tărâmul imaginației și al ficțiunii. Aici totul este posibil. Să ne imaginăm că într-o noapte ți-ai surprinde jucăriile vorbind, comportându-se ca niște oameni. Despre ce crezi că ar vorbi ele? imaginează dialogul acestora. Ce-ar putea oare spune jucăriile tale? Ei bine, ele ar putea avea următorul dialog. Prieteni, astăzi vom pleca în căutarea șosetelor pierdute. Eu sunt pregătit pentru această aventură. Îl vom aștepta și pe Robo. Așteptați-mă și pe mine. Mi-am pregătit detectoarele de șosete fără pereche. Îți propun să-l cunoaște mai departe pe Motanul Z. Ascultă cu atenție textul și extrage cuvinte sau secvențe din care răiesc trăsături ale motanului. Amul Motan îl cheamă zet și pentru el tehnologia nu mai e un secret. Stă ori în șir, pe internet, întins pe canapia și joacă friendly birds și jocuri în rețea. Iar când se plictisește, se ascunde în dulap și de acolo îmi trimite gifuri pe Up. Așa cum ai observat, motanul nostru este pasionat de tehnologie, Tehnologia nu mai e un secret pentru el. Stă ori în șir pe internet și joacă Friendly Birds și alte jocuri în rețea. Se plictisește uneori și îi trimite gifuri, așa cum facem noi. Sunt aceste acțiuni făcute și de oameni? Da, cu siguranță da. Atribuie motanului și alte însușiri omenești. Apoi alcătuiește propoziții cu ele. Ai din partea mea câteva sugestii. Motanul poate fi descurcăreț, optimist, comunicativ și elegant. Putem introduce aceste caracteristici în enunțuri precum Motanul elegant stă pe canapia. Zat este optimist atunci când zice că bateria telefonului va ține 3 zile la întâlnirea pisicilor, Zat este foarte comunicativ. Zat este un motan de scurcăreț, nicio aplicație nu îl încurcă. Sunt sigur că propozițiile tale sunt la fel de interesante. E bine să ții minte că personificarea este figura de stil prin intermediul căreia se atribuie însușiri omenești unor ființe necuvântătoare, unor obiecte sau unor fenomene ale naturii. Pentru a exersa, îți propun să identificăm împreună personificările aflate în versurile următoare. Îți las câteva momente pentru lectură. Cu siguranță a observat faptul că râul este personificat. El ceartă sălcile, care la rândul lor toată ziua dorm. Timpul își întinde leneș clipele și ațipește, așa cum facem și noi atunci când suntem obosiți. Privește imaginile următoare și compune personificări potrivite. pentru a te ajuta, am realizat câteva personificări potrivite pentru aceste personaje drăgălașe. Iepurașul și pinguinul, doi prieteni pasionați de lectură, s-au gândit să-i facă o vizită prietenei lor, pisica Mimi. Pinguinul cel și-a invitat prietenii la clubul de lectură. "Ți-am adus o carte nouă", spuse pinguinul. "Mimi, pisica, este o prietenă fericită și se bucură de vizita lor." Ai ajuns la final. E important să-ți minte că figura de stil este un procedeu utilizat de autorii textelor literare pentru a face comunicarea cât mai expresivă și, bineînțeles, cât mai memorabilă.